Salut, fraților, ca și de obicei, ca și în fiecare zi, Victor e aici pentru voi. Și mulți mi-au scris mesaje să am grijă de mine, să nu mi se întâmple ceva. Eu vă zic un singur lucru. Cineva acolo sus are grijă de mine. Nu trebuie să vă faceți probleme, pentru că sistemul muncește. Nu se întâmplă lucrurile astea așa par azar. Voi asta trebuie să înțelegeți. Și cei care produc unele amenințări, vă spun după acum, nu o să se întâmple nimica, pentru că sunt vegheați la fiecare centimetru care îl fac în viața lor. Voi trebuie să știți un lucru, că sistemul muncește. Muncește pentru toți. Pentru voi, ca să vă simțiți în siguranță. Nu trebuie să vă faceți griji de Victor. Victor e antrenat pentru așa ceva și pregătit pentru așa ceva. Lucrurile astea care apar așa în viață nu se întâmplă niciodată par azar. De asta trebuie să aveți încredere în sistem. Sistemul e pentru voi, acolo, ca să aibă grijă de voi. Și își face treaba foarte bine. Cei care produc amenințări și se simt acum îngrădiți de sistem, știu că nu mai este loc de făcut nimica. Și atunci trec la amenințări, pentru că au fost descoperiți și au fost dați de gol. Și cum v-am zis, lucrurile astea nu se întâmplă par azar așa. Oamenii, mulți care trăiesc în societatea asta, într-o viață normală, e greu să înțeleagă unele chestii. Dar voi trebuie să știți un lucru, că sistemul muncește și muncește foarte bine. Își face treaba foarte bine. Dar acești indivizi care produc unele amenințări și se extind cu unele lucruri înspre mine, nu o să reușească nimica, pentru că Victor e pregătit pentru ei. Și dacă nu sunt eu pregătit pentru ei, sunt aia de acolo, de sus, care îmi trimite îngerii să mă apere și să mă pregătească și să mă anunțe înainte dacă cineva caută să mă găsească. Așa că stați liniștiți, nu vă faceți grijă pentru mine, pentru că sistemul își face treaba foarte bine și ei, încet, încet, lanțul o să se strângă în jurul gâtului lor. Pentru că nu mai se poate face ceea ce se făcea înainte. S-a terminat. Timp de 15 ani au corupt tot ce exista poliție. Pentru că sistemul era slab, era slăbit. Dar lucrurile s-au terminat. De vreo câțiva ani, lumea muncește asupra lor cu foarte mare intensitate ca să îndeplinească lucrurile care voi le vedeți acum la televizor. Așa că nu vă faceți grijă de Victor, pentru că Victor e antrenat și pregătit pentru așa ceva. Și îi informat dacă cineva o să vină și o să-l caute. Nu vă faceți grijă, pentru că îngerii păzitori ai sistemului sunt lângă Victor. Și trebuie doar să aveți încredere în serviciile statului și să-i lăsați să muncească. Pentru că lucrurile astea nu sunt de acum, sunt de foarte mulți ani. La dosarele astea se muncește de foarte mult timp. Așa că stați liniștiți și pentru cei care își pun amenințările prin familia mea ca să mă terorizeze pe mine, vă spun un lucru.
stați liniștiți, pentru că sistemul vă urmărește la fiecare pas la care voi îl faceți. Voi credeți că sunteți inteligenți, dar trebuie să învățați o chestie. Sistemul tot timpul e câștigător. Voi o să fiți tot timpul pierzători. Cu cât agitați lucrurile mai tare, cu atâta vă faceți mai mult rău. Așa că nu încercați să vă aventurați pe terenuri minate. Pentru că Victor nu e al nimănui. Victor nu face lucrurile așa de capul lui. Victor nu deține așa informații de capul lui. Victor e susținut de acolo din umbră. Și voi știți chestia asta. De asta pe voi vă deranjează că v-am descoperit. Toate lucrurile au o strategie și strategia continuă și voi cădeți pe rând în ea. Mă refer la ăștia de la mine din oraș, care credeți că o să vă puneți voi amenințările în fapt. Nu uitați un lucru. Nimic ce se mișcă pe pământ nu scapă de sistem. Sistemul muncește din umbră pentru voi, ca să vă țină în siguranță, să nu aveți de suferit în viața voastră, dar trebuie să aveți răbdare, pentru că orice anchetă, orice surveianță ia timp foarte mult, pentru că și ei, la rândul lor, sunt pregătiți și se ascund ca să nu fie prinși. E vorba despre jocul ăla, înțelegeți? Pisica și șoarecile. Numai că urmează până când șoarecele o să fie prins de pisică. Voi trebuie să aveți răbdare și prin videourile mele care vi le fac să înțelegeți cum stă treaba și cum sistemul muncește. Voi nu trebuie să vă faceți griji de mine. Victor a fost pregătit pentru așa ceva. Și o să-mi continui în continuare treaba mea aici pe YouTube ca să vă țin informați despre ceea ce se întâmplă. Și nu uitați un lucru. Nu trebuie să fiți niciodată dezamăgiți. Pentru că binele tot timpul învinge. Știu că am vorbit un pic mai codificat și sper ca să înțelegeți ceea ce eu zic. La mulți le place să se joace, dar să frig la degete. Așa că cei care vă faceți griji pentru mine, stați liniștiți, fraților, pentru că Victor e pregătit pentru orice. Riscul meseriei. Riscul meseriei e ca eu să fiu tot timpul cu ochii în patru și să fiu pregătit. Nu de asta am fost soldat degeaba. Nu de asta sunt numit soldat al lui Dumnezeu. Pentru că acolo sus cineva mă veghează și are grijă de mine. Și când cei care vreau să-mi facă rău, de acolo de sus, își trimite îngerii ca să mă apere. Așa că nu vă faceți grijă, rămâneți aproape de mine și de pagina mea și o să fiți tot timpul informați cu ceea ce se întâmplă în viața mea și cu ceea ce se întâmplă în România și pe toate continentele, bineînțeles, că nu o să lăsăm videourile noastre militare. Pentru moment, e focul ăsta mare și o să ținem cu focul ăsta mare până se termină ultima flacără să ardă. Și când totul o să se stingă,
O să ne continuăm treaba în continuare, ca și înainte. Pentru că lucrurile nu apar așa parazar în viața ta. Asta trebuie să înțelegeți. Orice lucru se întâmplă în viața voastră vine cu un scop. Așa că cei care faceți infracțiuni, gândiți-vă bine. Gândiți-vă bine. Pentru că sistemul e acolo. Vă lasă un an, vă lasă doi și după aceea vine după voi. Mai bine încercați să vă îndreptați cât mai aveți timp. Pentru că sistemul e hotărât foarte tare ca să schimbe situația infracțională din România. Așa că aveți grijă. Nu încercați să vă aventurați pentru că o să aveți de plătit scump. Victor vă pupă și vă respectă și nu uitați, rămâneți aproape.